Noul film din seria Star Wars, intitulat Skywalker, ascensiune al noului episod și ultimul din saga Războiul Stelelor, stârnește valuri de dezamăgire în rândul fanilor. Dincolo de efectele speciale, de atmosfera unică, povestea merita parcă un alt sfârșit demn de primele episoade din serie, relatează GadgetReport.ro. Am văzut aseară în avanpremieră ultimul episod din saga Star Wars și am plecat din sală dezamăgiți de modul în care J.J. Abrams a ținut să ducă la sfârșit epopeea Războiul Stelelor. Ce s-a întâmplat oare cu cineaștii americani, cu regizorii care odinioară făceau filme bune? După failul epic al lui Irishman, ne așteptam ca măcar Star Wars The Rise of Skywalker să salveze un an destul de negru pentru cinematografie, salvat doar în mică parte de Frozen 2. În esență, Star Wars The Rise of Skywalker este neconvingător la mai toate capitolele, cu excepția efectelor speciale. Povestea din noul film continuă din momentul în care s-a încheiat episodul precedent. Rey încearcă să controleze forța, Kylo Ren își continuă ascensiunea în Darkseid, iar supraviețuitorii rezistenței încearcă din răsputeri să lupte cu primul ordin. Nu o să vă divulgăm ce se întâmplă, vă spunem doar că povestea din Star Wars este atât de încâlcită, încât la un moment dat devine ridicolă. Star Wars The Rise of Skywalker pare un fel de fast food cinematografic fără prea multe valențe artistice. Nici măcar luptele cu săbii laser nu mai sunt prezentate ca odinioară, iar dialogurile dintre personaje scârție, multe fiind momentele în care logica trece în zona science fiction. Filmul este presărat pe alocuri cu câteva momente plăcute, cu Ray, Finn, Poe și Chewbacca în prim plan, însă în rest producția ne-a lăsat aceeași impresie ca și Irishman, o supă cinematografică mult lungită de aproape 2 ore și jumătate, fără consistență. Și nu o spunem numai noi, review-urile negative abundă în presa internațională. Saga Star Wars trebuia să se încheie de mult, s-a scris de Atlantic, care a caracterizat filmul ca incoerent, în timp ce Associated Press a relatat despre Rise of Skywalker că este profund nesatisfăcător, un final sordid pentru o mare saga. De altfel și celebrul site Rotten Tomatoes i-a acordat un calificativ destul de slab de numai 57%. Dincolo de opiniile noastre, de ce scriu experții, Star Wars The Rise of Skywalker merită văzut măcar pentru atmosfera unică a seriei. Din păcate, la cinematograf am ajuns să mergem cu mici excepții pentru a trăi efectele speciale și mai puțin poveștile eroilor preferați.